tema noastră este despre spiritul consumist. Sunt într-adevăr unii obsedați de cumpărături. Îmi amintesc de o tânără care a venit la mine foarte sfioasă la terminarea unei slujbe și mi-a spus că are o problemă spirituală serioasă. M-am întristat puțin, o cunoșteam, cânta echipa de închinare și mă gândeam oare ce problemă serioasă are. Și mi-a spus în final că îi plac parfumurile, că e obsedată de parfumuri. Nu se poate abține când merge la mall sau în alte locuri, direct acolo. Și am liniștit-o că nu e chiar atât de grav. Să-ți placă un lucru e ceva. Să fii obsedat, într-adevăr, e ceva mai grav. Trăim într-o lume care insistă pe consum. Și despre acest spirit al consumismului vreau să vorbesc. Voi folosi termenul consumism, nu consumerism. De ce? Consumerismul de obicei se referă la o mișcare de mase care își propune apărarea intereselor consumatorului față de, știu, diverse abuzuri. Acesta e consumerismul. Consumismul e altceva, este dorința excesivă, preocuparea excesivă pentru a aduna, a achiziționa bunuri materiale. Deci mă refer mai mult la partea aceasta negativă a ideii. În limba engleză, de pildă, este un singur cuvânt, consumerism, și probabil de aici mulți români au împrumutat cuvântul. Nu e rău să-l folosiți, dar cred eu că e mai potrivit să folosiți consumism. Deci despre aceasta vreau să vorbesc, despre această preocupare, dorință de a aduna, de a avea lucruri. În zilele acestea m-am bucurat mult să văd biserici, chiar tineri mulți, care suferă alături de poporul ucrainean. Și au luat inițiativa să își doneze lucrurile în plus pe care le au. Haine, obiecte, chiar copiii dăruiau jucăriile lor ca să fie alături de și credincioșii din Ucraina, de poporul ucrainean în general. O inițiativă minunată. Pentru că așa cum vom veni la sfârșit, dărnicia te vindecă de spiritul consumist. Deci, noi nu suntem împotriva consumului. E imposibil să trăiești fără consum. Să consum mâncare, să consum haine, nu? Dar există un anumit nivel de confort pe care ți-l dorești. Ce trece peste acel nivel de confort devine periculos. Poate deveni obsesie, materialism. Spiritul care ne înconjoară, cultura aceasta, pe toate căile, în special media, încurajează materialismul, individualismul, consumismul. De exemplu, am, ca și creștin, și pastor, și profesor de teologie, văd și percep altfel anumite lucruri de lângă mine, care sunt chiar și în aproape de mine, în casa mea sau între cei apropiați, și anume, e vorba de un etos,
o stare, un spirit care vine peste noi, ne cucerește și foarte greu mai scap de el. Nu sunt nicio nevulnerabil la așa ceva. Anume, problema mea, zic, din perspectiva ceea ce sunt și fac, este că văd discrepanța, contrastul între consum și contemplare. Această diferență mă îngrijorează. Această problemă apare deja în bisericile noastre. Și nu se mai face distinția. Cu cât consumul pătrunde mai mult, spiritul acesta consumist pătrunde, de exemplu, în închinare, în viața ta spirituală, cu atât contemplarea va fi marginalizată mai mult. Chiar și în închinarea bisericii. Și am să mă refer de câteva ori și la această parte. Care sunt semnele acestui spirit consumist? În primul rând, observ manipularea. Lumea, și când spun lume, conform Bibliei, înseamnă acel fel de viață, acea zonă a vieții, sferă a vieții, în care Dumnezeu nu este prezent, Dumnezeu nu este chemat, nu este inclus. Asta este lumea din perspectiva Bibliei. De aceea Ioan, în 1 Ioan, poate chiar cu aceasta ar fi trebuit să încep cu un text biblic, dar vi-l dau acum, 1 Ioan 2 cu 16. Ioan spune, de fapt în 15 zice, căci tot nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Observați contrastul aici. Sunt câteva lucruri specifice lumii, adică sferei vieții fără Dumnezeu. Aceasta e cultura în care noi ne mișcăm și de multe ori zic, nu o putem evita, dar ea ne influențează. Nu putem să nu folosim tehnologia, de pildă. Dar e un lucru să folosești gadgeturile, instrumentele, telefon, nu, ceas, computer și toate celelalte. E una să le folosești și altceva este să te stăpânească. Nici nu ne dăm seama cum spiritul acesta al lumii ne influențează opiniile, da? Convingerile chiar, și ne manipulează. Se manevrează idei, sunt în spatele, de exemplu, oricărei televiziuni. Există un grup puternic de psihologi, de sociologi, de, știu, gânditori acolo care concep emisiunile, publicitatea, fiecare minut din ce vor transmite în funcție de auditoriu, în funcție de ascultători. Ei sunt cei care citesc psihologia maselor, nu, a generației și exact aceea vor să ofere. Bine, în avantajul lor, evident. Se manevrează așadar foarte multe idei, mai ales prin publicitate, acum și prin platformele acestea sociale,
m-am abonat și eu la ele. Nu prea sunt activ, dar și de curios am vrut să văd de ce sunt atât de populare Facebook-ul. Am cont, dar nu-mi cereți prietenia, că de câțiva ani nu mai sunt activ, doar pun acolo anumite, nu știu, tot publicitate fac pentru școala la care sunt și mă roagă colegii să pun și eu ceva pe pagina mea. Acum mi-am făcut și cont pe Twitter, dar din alte motive, îmi place mai mult Twitter-ul decât Facebook-ul, că e mai liniștit. Acolo însă poți să-ți alegi, de exemplu, ce mi-am ales eu, grupurile de teologi, școlile de gândire, asta mă interesează. E mai select, parcă, totul. Și copiii m-au rugat să am și eu Instagram. Și mi-am făcut și eu cont de Instagram. Foarte interesant, că are mai mare succes acolo. De ce? Încă nu mi-am făcut cont de TikTok, se spune? TikTok, da? TikTok. Dar am înțeles despre ce este vorba. Deși nu sunt bunic, am o vârstă. Ideea este acum că ți se dă totul foarte concentrat în spoturi, în totul e gândit. Tinerii azi, vedeți și voi, nu mai puteți urmări emisiuni lungi. 5 minute maxim. Și acum deja începe să fie mult. Cândva știți că preferința tinerilor era de așa, de emisiuni scurte, videouri de 15 minute. Acum s-a redus la 5 minute și cred că se va reduce. Nu mai este răbdarea de a analiza lucruri, de a te concentra, să vezi ce ți se oferă. Chiar e adevărat? Îți trebuie așa ceva? Și prin publicitate ești manipulat, ești manevrat. Nici nu-ți dai seama. Să cumperi anumite produse pentru că le-ai văzut la publicitate. Să te duci pe anumite site-uri, să asculți anumiți predicatori, pentru că ratingul e mare. Asta faceți. Recunoașteți că asta faceți. Ce să zic de cântări, de parte de muzică, nu? Ați cântat frumos, dar... și aici e mare concurență, să știți. Și la predicatori e mare concurență. Ați observat că asta e societatea, asta e mediul în care noi trăim. Noi consumăm toate acestea și nu ne dăm seama uneori că în spate sunt alții care ne dau exact ce ne vrem noi ca să ne țină cu ochii în ecran. Să ne țină dependenți de ei. Asta e primul semn că acest spirit consumist a venit deja peste tine. E în tine. Un al doilea semn este plăcerea. Noi consumăm din plăcere, evident. Ne place să cheltuim bani, să consumăm timp, energie, pentru plăcerile noastre. De cele mai multe ori, aceste plăceri sunt de moment. Noi nu investim pentru plăceri de durată. Ideea de plăcere nu este păcătoasă în sine. Este chiar un autor, John Piper, pastor din America, care a scris și cărți și predici, are predici despre plăcerea creștină. Există un tip de plăcere creștină, să te delectezi, de exemplu, în Domnul, în psalmi, în cântări, în cuvânt. Există plăcere. Toți avem acest, să-i spunem, instinct în noi, prin creație. Dar știți că aici mă refer la altceva. Când vorbesc despre spiritul consumist, el are ca scop simțământul tău, simțurile tale, în special cele 5, da? Văzul, nu? Auzul, mirosul, gustul, pipăitul.
Toate acestea îți produc plăcere. Asta se numește hedonism. Hedonism este căutarea satisfacției maxime imediate. Să vă ilustrez. Am mai dat acest exemplu ciudat, anecdotic aproape, dar e real. Mi-a povestit o prietenă creștină din Anglia, era în mașină cu o familie care aveau 2 copii, o fată aproape adolescentă, cred că 16 ani, 17 ani, cam așa avea, și erau pe autostradă, 5 persoane, în mașină. Și la un moment dat, fata aceasta a început să strige. I want ice cream now. Vreau înghețată acum. Și, e puțin stânjeniți părinții, că era și cineva străin în mașină, au încercat să o liniștească. Nu se poate pe autostradă să ai înghețată. Trebuie să așteptăm și când ajungem, așa, o să cumpărăm. Nu, a început să strige, să urle, a făcut o isterie. Da? În mașină, că vrea acum înghețată. Nici o logică nu era. Nu putea asculta niciun argument. Ea dorea atunci înghețată. Și a trebuit să oprească la prima benzinărie să-i cumpere fete înghețată. Această ilustrație mi-mi spune ceva. Că sunt tineri care cresc cu impresia că tot ce vor ei, plăcerea lor imediată trebuie satisfăcută, trebuie împlinită. De ce credeți că pornografia este atât de populară, periculoasă, răspândită între tineri? Pentru că îți oferă imagini care îți produc autosatisfacție imediată. După ce te-ai autosatisfăcut, iată, îți vezi de treburile tale. Sigur, dacă ai conștiința bătucită, cum spunea bunica mea, când ai cugetul insensibil, adică la cuvânt, la Duhul lui Dumnezeu, e ca și cum ai fi mâncat o înghețată și ți-a plăcut și pleci mai departe. Și de aceea pornografia este atât de periculoasă, pentru că pătrunde, îți dă senzația că îți plăcerea imediată pe care o vrei atunci și apoi te lasă gol pe dinăuntru și îți mănâncă emoțiile, sentimentele bune pe care ar trebui să le dai mai târziu viitorului soț, viitoarei soții și nu le mai ai. Că ți le-ai consumat în lumea virtuală, pe pornografie. Dar de ce este așa de populară, de ce e așa ușor pătrunde? Pentru că îți dă senzația de plăcere imediat. Și mai mult, crezi că ți se cuvine. Poate te justifici în tot felul de feluri. Păi da, de ce nu? Ei, uite, acesta e spiritul consumist. Intră în tine, vedeți, în foarte multe domenii. Te manipulează, îți dă senzația, îți creează senzația de dorință, satisfacție imediată și cum spunea cineva, că în consumism, atenția este focalizată pe prezent și nu pe trecut sau pe viitor. De fapt, ți se propune să trăiești clipa. Da? Pentru tine. Nu pentru predecesori sau posteritate. Nici nu te interesează pe cine tragi după tine. Pe cine dezamăgești sau rănești. Vrei imediat totul. Satisfacția imediată. Și sigur că al treilea lucru care
definește lumea asta consumistă este dependența, controlul, adică controlul lucrurilor sau nu, da, adică lucrurile te controlează în sensul acesta pe tine. Într-o lume consumistă, Doamne fer să ți se întâmple ceva grav. Cum ar fi să n-ai internet sau să n-ai baterie. Mai grav. Adică simți că se prăbușește lumea ta. Așa cum, din nefericire, cine a tradus Ancora, piesa Ancora, care e foarte frumoasă, cu o singură excepție. Când spune acolo în piesă că Tu, Doamne, susții lumea mea, excuse me, Dumnezeu susține lumea mea? Nu, Dumnezeu nu-mi susține lumea mea. Dumnezeu vrea să-mi schimbe lumea. Nu era greu pentru traducător cine, nu știu cine a tradus, că în rest e foarte frumoasă piesa și eu o cânt cu mâinile ridicate. Dar acolo ar trebui schimbat doar un cuvânt. În loc de lume, să fie viață. Da, Dumnezeu îmi susține viața, asta e altceva. Dar vedeți că unele cântări, dacă tot am vorbit despre asta, iarăși, îți stimulează satisfacția, plăcerea. Adică tu ești în centru, cum nu se vede, chiar și Dumnezeu există pentru mine. Adică eu îl consum pe Dumnezeu, dacă vreți, mai dur, pentru plăcerile mele. Deci, aceasta e lumea în care trăim. Și voi, dragi tineri, eu nu vă acuz deloc acum, eu doar fac observații, vreau să vă trezesc mintea și să vă știți orienta. Asta e scopul mesajului meu, să vă ajut cumva să vă faceți o hartă corectă a vremurilor în care trăiți. Și acest spirit al consumismului să nu pătrundă în voi, că nu e de la Domnul. Cineva spunea că acest spirit al consumismului a pătruns prima oară în Eden. Da, când diavolul a înșelat pe primii oameni și au consumat ce era interzis. A trebuit să ne dea de gândit asta, că în spatele acestui spirit care, zic, trece peste anumite limite, este cel rău. Bun. Dacă acestea sunt, să zicem, reperele, aș vrea să vedem efectele. Deja ați sesizat ce efecte are spiritul acesta, dar mai adaug ceva. Comoditatea, de exemplu, trăim într-un spirit consumist, da? Într-o cultură consumistă și ne place comoditatea. E un lucru să-ți placă să trăiești liniștit, altceva este să trăiești trândav. Apoi mai observ încă ceva, că în mediul acesta consumist apare foarte des competiția. Competiția între oameni, între instituții, care să aibă ratingul mai mare, care să se vadă mai bine. Și sigur, mai este ceva, un fel de comercializare a relațiilor umane, în special. Cei care sunt în spatele consumului, acestui duh al consumismului, nu se gândesc la relațiile dintre noi. Ne sacrifică. Dacă tot am pomenit de pornografie, uitați-vă cât de des este batjocorit modelul creștin de
familie iudeo-creștină, cum se spune, și îi se mai spune model de familie nucleu, în care ai tată, mamă, copii. Acest model deja este baciocorit, se spune că e depășit, că trebuie să îl înlocuim cu alte modele și vi se bagă în cap acest lucru. Chiar și relațiile intime, chiar și relațiile normale care ar trebui să fie, se comercializează, se modifică. Și sunt mulți deja tineri care chiar se gândesc, dar de ce nu ar putea fi și altfel? Acesta e duhul postmodernismului, a relativismului etic și moral, cum se mai numește, care are ca și moto în spate, adică driving, adică ce-l conduce, este ideea de diversitate. Veți auzi foarte des acest cuvânt, diversitate. Bun, dar nu-i tema mea. Am spus că și biserica este în pericol și poate chiar unii lideri au fost cuceriți de acest duh al consumismului. De ce? Există presiuni. Vorbeam cu studenții care devin păstori și o problemă pe care ei o ridică mereu este relevanța. Frate, zice, suntem sub presiunea relevanței. Trebuie să facem așa anumite lucruri, să schimbăm de dragul relevanței, că altfel tinerii nu rămân, altfel familiile tinere nu rămân, altfel cauți alte biserici, tot în spiritul consumismului. În loc să te dedici unei biserici, te uiți și faci, cum spunea cineva, church shopping. Începi să faci cumpărături de biserici, să vedem care biserică oferă, ce oferă fiecare. Nu i-ați auzit pe aceștia? Sunt chiar populari pe internet. Ei nici nu au probabil o biserică, nici nu vor să stea sub autoritatea unei biserici sau unor lideri spirituali. Dar ideea relevanței este presantă. E ca și cum noi am fi într-o concurență cu lumea. Dacă lumea trăiește prin a schimba lucrurile de dragul de a mulțumi pe, știu, cumpărători sau pe ascultători. Da? Așa ar trebui să facă și biserica. Dar orice încercare de a împrumuta ceva din cultura lumii și de a o aplica direct bisericii, va schimba, dacă vreți în termeni consumiști, natura produsului în sine. Și e un cerc vicios, adică aproape la fiecare generație, la fiecare poate 20 de ani, trebuie să schimbi totul ca să-i mulțumesc, să fii relevant. Relevanța e bună, dar își are limitele ei. Mai este o presiune pe care o biserică o are din pricina acestui spirit consumist, anume presiunea eficienței. Am stat lângă un păstor la ambonul bisericii, în continuu se uita pe telefonul mobil la rating. Câți ne vizitează, câți se uită la noi. El în loc să se închine cu mine, să mă ajute și spiritual, că urma să predic. Asta era preocuparea lui. Îl poți judeca? Da. Înțeleg că e o preocupare ca lucrurile să meargă bine, dar dacă o faci pentru imagine, pentru număr, vă amintiți în Vechiul Testament că a fost unul pe nume David, care la un moment dat a făcut o mare greșeală, a făcut numărătoarea poporului. Îl interesa asta e numărul, imaginea. Și Dumnezeu a pedepsit și pe el și pe popor din cauza lui. Bun. Dar
această comercializare a închinării, a Evangheliei, a predicării, este o catastrofă pentru noi. Că nu mai avem nimic distinctiv atunci. Cum adică să începi să schimbi, să modifici de dragul relevanței sau eficienței esența Evangheliei? Ah, sper că nu va fi așa. Dar e greu să pui limite. Putem discuta acest lucru. Dar, bun. Și acum aș vrea, pentru că nu mai am timp mult, aș vrea să mă refer, sper că ați înțeles problema noastră. Aș vrea să mă duc la soluții. Ce e de făcut? Într-o astfel de sos al consumismului, da? Toată lumea vrea să se vadă, să aibă succes, în care până și zona spirituală este deja privită ca o zonă de consum. Ce avem de făcut? Ce soluții sunt? Am un principiu. Și asta e pentru viața voastră. Și cu el încep. După aceea am să vă dau trei lucruri practice care, dacă le aplicați, sper să scăpați de duhul acesta al consumismului. Principiul este acesta. E o întrebare. Cum să consumi pentru a trăi și nu a trăi pentru a consuma? Da? Cum să consumi pentru a trăi și nu a trăi pentru a consuma? Că noi consumăm toți, da, ca să supraviețim, ca să trăim. Dar nu trăim doar pentru consum. De aceea trebuie să ne reeducăm dorințele, simțămintele, începând cu dorința de mâncare, de relații sexuale, de prietenie, de părtășie. Toate pot fi împlinite, spuse de Creator în noi. Toate pot fi împlinite curat, dacă le privești ca un dar de la Creatorul tău. Și am spus că am să vă dau câteva soluții practice. Sunt trei cuvinte cheie, toate încep cu litera M, ca să le memorăm mai bine. Primul cuvânt cheie este mulțumirea. Să ai un duh de mulțumire mereu, de recunoștință, să mulțumești, cum spune Apostolul Pavel, pentru toate lucrurile lui Dumnezeu. Să știi să mulțumești și când ai și când nu ai ce ți-ai dori. Aș vrea să vă citesc ceva ce am tradus cu ceva ani în urmă. Am mai strecurat exemplul ăsta în alte predici și am adaptat puțin pentru sistemul românesc. Iată ce ideea cuiva sau ideile cuiva care să ne dea de gândit. Dacă ai hrană în frigider, haine pe tine, un acoperiș deasupra capului și un loc unde să dormi, ești mai bogat decât 75% din lumea aceasta. Dacă ai bani în bancă, în pormoneu, și dacă îți permiți să iei masa din când în când la restaurant, ești printre cei 8% de oameni înstăriți din lumea asta. Dacă te trezești dimineața sănătos, ești mai binecuvântat decât cei 1 milion care nu vor mai supraviețui săptămâna aceasta. Dacă n-ai experimentat niciodată pericolul războiului, singurătatea închisorii, agonia torturii, durerile foamete, să știi că tu nu ești printre cei 500 de milioane de oameni din lumea aceasta. Dacă poți să frecventezi biserica fără frica persecuției, arestului, torturii sau morții, ești mai binecuvântat decât cei 3 milioane de creștini care suferă pentru credința lor din lumea aceasta. Dacă părinții tăi sunt în viață și împreună, ești un exemplar tot mai rar în România.
Deci dacă cineva are motive de a fi mulțumitor, acela ești tu. Scapi de duhul de consumism. Să tot vrei lucruri și dacă n-ai nevoie de ele. Să treci peste limita, să zicem, confortului cu bun simț. Și să nu te mai saturi, să te compari cu altul, să începi competiție, să invidiezi. Dacă vrei să scapi de duhul acesta, fii mai mulțumitor Domnului pentru ce ai. Știi că în Luca 12, Domnul Iisus, găsim acolo o pildă pe care Iisus o spune despre un bogat căruia a rodit țarina și a avut peste noapte mai mult decât avea înainte. Și bogatul are doar un monolog. Nu dialoguează nici cu Dumnezeu, nici cu alții. Vorbea cu sinele lui. Ce voi face? Voi strica, uite, hambarele acestea, voi face altele mai mari. Apoi voi strânge tot și voi zice sufletului meu, acum suflete, bea, mănâncă, vețelește. Nici o referire n-a avut la Dumnezeu și nici una la semenii lui. Și Dumnezeu îl anunță, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și lucrurile pe care le strânsă le cui vor fi. Și Iisus încheie pilda aceasta și spune, ce vreau să faceți, dragi ucenici, este să vă îmbogățiți față de Dumnezeu. Care a fost problema acestui bogat? Dumnezeu i-a dat mai mult decât avea nevoie. De ce? A fost un test. Ce va face cu surplusul? Și a căzut testul. Deci, Dumnezeu poate să-ți dea ceva mai mult, dar nu pentru că ai nevoie tu mai mult, ci vrea să vadă ce vei face cu surplusul. Te vei gândi la alții? Să zici, hai să mai împart, hai să dau, hai să... sau să aduni pentru tine. Și când ai mai mult, mulțumește-L Dumnezeu și întreabă-te, acum eu ce pot să fac pentru ceilalți? E doar un test. Asta e primul cuvânt cheie, mulțumirea. Al doilea cuvânt cheie pe care trebuie să-l învățați toți este moderația. Moderația sau cumpătarea, asta înseamnă. Da? A fi moderat înseamnă să fii echilibrat, să fii chibzuit, să fii cumpătat, ponderat, măsurat. Nu de mult am studiat Evanghelia după Marcu și pentru mine așa. Și am fost foarte impresionat de Iisus și de apostol cât de modești trăiau. Modest trăiau. Foarte modern, nimic excesiv n-am găsit. Asta este o calitate, să știți. Să știi să trăiești cumpătat. Când apostolul Pavel, de exemplu, în Filipeni 4, a fost anunțat de biserica din Filipii că îl vor ajuta cu ceva, probabil, ajutoare materiale. El spune de la versetul 11, Filipeni 4, 11, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug, să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Cuvântul deprins aici trimite la disciplină.
poți să ai o viață moderată, cumpătată, doar prin disciplină. Disciplină fizică și disciplină spirituală. Asta se numește etica suficienței. Da? Înseamnă să te bucuri de toate resursele pe care Dumnezeu le-a pus în acest univers. Dar să nu abuzezi de ele. Datorită mandatului creației, pe care ne l-a dat Dumnezeu nouă, să stăpânim, să umplem pământul, să-l supunem, da? Asta implică și responsabilitatea și respectul față de lucrurile creației. Începând de la apa pe care o bei. Am avut un prieten și coleg după aceea care a venit din America, a învățat limba română, s-a integrat și mi-a spus după câțiva ani în România, zice, sunt stupefiat că voi aici în România vă spălați mașinile cu apă potabilă. El avea o educație, acea apă de băut, nu se consumă oricum. Dar noi le-am luat toate de-a gata, nu-i așa? Că vorbim de cumpărături. Ce înseamnă moderație? Să, atunci când îți cumperi lucruri, să nu fie stridente, ofensatoare, să te reprezinte. Când îți cumperi și o rochie, și o cămașă, și să te reprezinte cine ești tu. De-aia te duci în cabina de probă. Să o probezi. Să vezi cum arăți. Am învățat destul de greu un principiu aici, iarăși practic. Și iată care e și vi-l las și vouă. Cum îi afectează pe ceilalți ceea ce cumpăr eu? Că de obicei, noi când cumpărăm ceva, ne gândim la noi. Cum stă mie bine, nu pasă mie de ceilalți. Cred că ar trebui să ne gândim diferit. Un creștin gândește diferit, se localizează, se vede, uite, eu sunt, trăiesc în, cu alții în jurul meu. Nu pot să cumpăr ceva care să îi sfideze pe ceilalți. Și asta la toate, în toate lucrurile. De aceea moderația e importantă. Disciplina aceasta a vieții simple, trăirea moderată ca respect pentru cel ce nu poate să aibă ce ai tu. Ăsta e al doilea lucru. Deci întâi scap de duhul ăsta de consumism prin a mulțumi lui Dumnezeu mai des pentru ce ai, nu pentru ce nu ai. Sau ce ți s-a luat. Doi, să înveți moderația, să înveți cumpătare. Ori de câte ori faci ceva, cumperi ceva, să te gândești cum îi afectează pe ceilalți și cum îți afectează statutul tău, că tu ești creștin, ești urmașul lui Hristos. Ce ar zice Hristos? What would Jesus do? Eh? Ok. Al treilea lucru, a treia cuvânt cheie care v-ar putea ajuta este milostenia. Scap de duhul de consumism prin a fi darnic, milostiv. Dărnicia, așa cum am spus deja, este o disciplină sufletească. Rețineți, nu mă refer la mila ocazională, că vezi la intersecție pe cineva și l-ajuți. Nu. Pentru un creștin, milostenia este o disciplină spirituală. De ce Iisus o pune alături de post și rugăciune și milostenie în Matei capitolul 6. Sunt cei trei piloni, dacă vreți, ai pioșenii creștine. Milostenia este nu doar să-ți fie milă de cineva, să iei inițiativa,
și să ajuți pe cei care au nevoie din proprie inițiativă, fără să aștepți recunoștință. Și așa cum spune Domnul, nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Asta înseamnă altruism. Rețineți, nu să aștepți ocazii să fii milos, ci să creezi ocazii să fii milos. Adică nu să aștepți când Domnul îmi va vorbi. Ca regulă generală, apropo, vorbeam chiar aici cu ani în urmă despre călăuzire și am spus așa atunci, rămâne valabil acest adevăr, călăuzirea vine în acțiune. Fă ceva, ia inițiativa și Domnul te va călăuzi. Și asta se referă și la cei care vreți să vă căsătoriți. Dar mă refer la băieți acum. Ei ar trebui să ia inițiativa, nu? Bun, dar mă întorc la milostenie. E minunat să fii milostiv, să te preocupe cei în nevoie, cei bolnavi. Am fost de curând la o biserică și m-a impresionat faptul că duminica între servicii, tinerii bisericii aveau câțiva lideri și erau mulți, zeci dintre ei, s-au organizat și în fiecare duminică mergeau la spital să viziteze pe bolnavii de acolo. Știau exact ce să facă, unde să se ducă și nu numai la ai noștri din curtea noastră, din comunitatea noastră. Nu neapărat. Pe ei, în primul rând, îi vizitez, dar s-au extins, s-au dus peste tot și erau așteptați și nu se duceau cu mâna goală niciodată. Asta te vindecă de egoism. Să consumi, să vrei înghețat acum. Asta înseamnă, și încheie aici, că un creștin refuză să fie definit în raport cu lucrurile. Sufletul e cel mai important. A fi e mai important decât a avea. Și chiar vă rog să refuzați limbajul consumist, generalizat și dominant. Refuzați să depindeți de lucruri. Alegeți mai mult contemplarea decât consumismul. Când Maica Tereza, care și-a dăruit toată viața alinării suferinței copiilor din India, a vizitat America ca să primească o diplomă de onoare, la plecare a spus că a vizitat cel mai sărac loc unde a fost vreodată în viața ei. Și nu se referea la partea materială, ci la partea sufletească. Așa o fi, deși eu cunosc mulți creștini americani extrem de dăruiți, milostivi, da? Altruiști, dar poate că a avut dreptate în felul ei, în comparație cu ce trăia în India, discrepanța era prea mare. Cuvintele Domnului Iisus sunt importante. În viața asta, chiar când ți se dă ceva, nu uita că poate fi un test și scopul este să te îmbogățești față de Dumnezeu. Și asta vă doresc tuturor, dragi tineri, faceți-vă clar acest lucru în minte, scăpați de duhul acesta al consumismului. Nu trebuie să luați măsuri radicale, dar cât ceva, decizie, o decizie în seara aceasta trebuie să o luați. Nu știu unde ai fost atins, dar acolo trebuie să lucrezi acum. Să nu lași să treacă seara asta și să nu iei o decizie. Vei scăpa de duhul acesta, vei fi liber și vei face lucrurile și viața o vei trăi altfel dacă vrei să semeni cu Domnul Hristos, care a trăit și mulțumitor
și modest, moderat. Și cu milostiv, plin de altruism.